Până seara, stimați oameni extrem de ocupați după ora 11 noaptea. După cum bine știți, recent au intrat în vigoare noile măsuri împotriva răspândirii noului coronavirus. Mă rog, a fost nou în 2019 când a apărut, acum este virus second hand, dar la fel de periculos. Am luat la cunoștință ca noile restricții conform cărora nu se poate ieși din casa fără declarație după ora 11 noaptea au provocat nemulțumiri în rândul populației. Adevărul e că totuși când are treabă mai mult a un om dacă nu după ora 11 noaptea? Dimineața și după amiaza mai e cum e, dar afacerile alea mari încep la ora 11 noaptea. Cine poate rezista câteva săptămâni fără să meargă la club sau fără să dea liniuțe în oraș cu mașina cu 180 la 12 noaptea? Nimeni, e tortura. O altă problemă ridicată de cetățeni este închiderea magazinelor la ora 9 seara. Asta m-a lovit și pe mine. Înainte se închideau la 10 și cu toții știm ca produsele cele mai proaspete se pun pe rafturi între orele 9 și 10 seara. În afara orelor astora nici nu merg oamenii la magazin. Le țin aștia deschise mai mult de design. Și picatura care a umplut paharul, maștile, obligativitatea purtării maștii și în spații deschise. Nici martirii pentru creștinism nu au trăit asemenea chinuri. Peste foamete, războaie, atentate, mai trecem cum mai trecem. Dar ațișoara aia deranjantă la urechiușa atunci când trebuie să purtăm masca e prea mult. Sunt sigur că majoritatea dintre voi a înțeles că am fost ironic mai înainte, Glumeam. De altfel eu sunt și cel mai amuzant tip de la petrecerile date cu colegii. Să vă explic situația reală. Credeți că am reintrodus declarațiile după ora 11 noaptea ca să facă politicienii parcuri prin oraș? Nu, pentru că nici nu știm ce e la parcur. Credeți că se închid magazinele după ora 9 seara ca să facem noi concurs cu carucioarele prin hipermarket? Evident că nu, pentru că vine smurdul după două ture, după noi. E cineva de parere că am introdus purtarea maștii doar ca să nu mai vedem buze botoxate pe stradă? Și asta. Dar aceste decizii sunt spre binele nostru al tuturor. Pe asta cu maștile la botoxate ține minte ca să pastrăm și după pandemie. Trebuie să înțelegeți că aceste măsuri au fost adoptate după consultarea cu specialiști și nu cu Neadoru și Tanti Aurica din Dragomirești. Dacă respectam cu toții măsurile luate, s-ar putea să revenim la o stare cât de cât normală în cel mai scurt timp. Haideți să încercăm, măcar o să respectăm toate regulile și să vedem ce se întâmplă. Poate cine știe. Funcționează. Și cu asta vă las pentru că am timp limitat. Urmează domnul Iohannis unde o să dureze puțin mai mult. Și pentru cei care se plictisesc după ora 23, vă sugerez să vă jucați ceva. Eu, de exemplu, mă joc Bomberman pentru că așa mă mai amintesc și eu de Orient. O seară frumoasă!